Aș vrea să vă spun câteva lucruri în legătură cu faptul că ne rugăm pentru România. Noi nu abordăm aici o atitudine absolut naționalistă, exclusivistă. Nu știu dacă v-ați închinat în ultima cântare, am spus că țara noastră, în primul rând, este unde? În ceruri. Noi suntem, în primul rând, cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. În același timp, însă, Biblia ne învață să ne rugăm pentru autoritățile statului din care facem parte. Știți că, de curând am citit, primii creștini, la fiecare întâlnire a lor, se rugau pentru autoritățile romane. Acum, ce-i drept, dacă suntem sinceri, când ne gândim câteodată la cei care ne conduc, parcă nu ne vine să ne rugăm pentru ei. Nu ziceți amin, dar ăsta e adevărul. Și ne gândim, mă, ce rost mai are să mă rog? Și acum nu vreau în niciun fel să dau vreun nume, dar te gândești la un anumit politician și zici în tine însuți, n-are rost să mă rog pentru omul ăsta, că oricum rugăciunea mea nu-l schimbă în vreun fel. Dar aș vrea să vă gândiți la faptul că primii creștini se rugau pentru autoritățile romane, autorități romane care îi persecutau. De curând am citit o carte care vorbește despre istoria creștinismului și despre forma de închinare a bisericii primare, felul în care făceau slujbele primii creștini și la fiecare întâlnire primii creștini se rugau pentru autoritățile lor. M-am gândit dacă ei se puteau ruga pentru împărați romani care îi persecutau, cu atât mai mult ar trebui să fim noi în stare să ne rugăm pentru politicienii care ne conduc. Și nu doar. O națiune democratică e compusă din mai mulți poli de putere. Să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze țara noastră cu înțelepciune, cu unitate. Domnul să ne ajute la asta. Totodată aș vrea să vă spun că din țara asta fac parte nu doar români. Din țara asta fac parte și maghiari. Și în biserica noastră avem și frați și surori de etnie maghiară și romi, indiferent de etnia din care faci parte. Ne rugăm pentru România pentru că bunăstarea noastră depinde de bunăstarea acestui loc, de înțelepciunea conducătorilor acestui popor. Și încă ceva, nu vă faceți iluzii. Împărăția noastră nu e de aici. Domnul Iisus când stă în fața lui Pilat, Pilat îl întreabă, ești un împărat? Vă aduceți aminte? Ce răspunde Domnul Iisus? Da, sunt. Dar zice, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ea este dintr-o altă lume. Nu vă faceți iluzii în legătură cu politicienii. Poate unii dintre noi, nu știu cum, e un izvor nesecat de naivitate. La fiecare 4 ani, 5 ani ne zicem, bă, ăsta vine, ăsta e credincios, ăsta... Nu oricine spune, Doamne, Doamne, e neapărat de la Dumnezeu. Nu vă lăsați păcăliți, nu vă lăsați înșelați. Fiecare dintre voi, în funcție de propria conștiință, după ce v-ați rugat înaintea lui Dumnezeu, mergeți la vot și alegeți în funcție de cum vă dictează conștiința, în funcție de cum vă dictează discernământul. În modul cel mai pragmatic, nu alegem neapărat cei mai pocăiți oameni, ci alegem acei oameni care fac ceva pentru binele acestei țări. Pentru că dacă ar fi să-i alegem după pocăință, probabil că am stat acasă. Așa că aș vrea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. În această zi ne uităm în cartea 1 Corinteni. Anticipând faptul că anul viitor, dacă Dumnezeu ne va ajuta, vom parcurge cartea asta. Am furat startul din punctul ăsta de vedere. Și ne uităm la 1 Corinteni, de ce? Pentru că 1 Corinteni, capitolul 11, e textul care se citește de obicei la cina Domnului. De când mă știu, 1 Corinteni, capitolul 11, era textul care se citea înainte de împărtășanie, înainte de momentul Euharistiei, înainte de momentul acesta special, se citea 1 Corinteni, capitolul 11, dar nu tot fragmentul. Frații întotdeauna aveau înțelepciunea să citească doar o parte. Eu astăzi o să vă citesc tot textul.
În mod intenționat, adeseori citind textul din 1 Corinteni, capitolul 11, textul în care Apostolul Pavel vorbește despre cina Domnului, în mod intenționat evităm anumite versete ca să rămână biserica primară într-o anumită aură romanțată. Să rămână în mintea noastră ideea asta că, domne, ei au fost mai pocăiți. Dar dacă citim tot textul ăsta, ne dăm seama că n-au fost mai pocăiți decât suntem noi. Nu trebuie neapărat să zicem un amin hotărât la asta, dar asta e realitatea. 1 Corinteni, capitolul 11, citesc de la versetul 17, inițial am vrut doar până la versetul 26, dar pentru că vă văd așa dorniți și ascultați cuvântul lui Dumnezeu, citesc până la versetul 34. Titlul predicii din această dimineață este: cina Domnului ar trebui să ne facă să iubim și să respectăm mai mult. Mai zic o dată. Cina Domnului ar trebui să ne facă să iubim și să respectăm mai mult. Și sunt patru lucruri pe care Apostolul Pavel le aduce înaintea noastră, aici în capitolul 11, pe care ar trebui să le iubim și să le respectăm mai mult, noi cei care participăm la cina Domnului. Vi le enunț acum, înainte să încep citirea textului, pentru că știți bine, la noi citirea textului practic înseamnă predicarea lui. Ar trebui ca, participând la cina Domnului, să învățăm să iubim și să respectăm mai mult învățătura Domnului. Într-o lume care fuge de învățătură, într-o lume în care ignoranța este proslăvită, noi ar trebui să iubim învățătura. Și mai specific, ar trebui să iubim învățătura Domnului. Și cred că noi, aici la Biserica Lumina, prin tot ceea ce facem, încercăm să promovăm lucrul acesta. Apoi, cina Domnului ar trebui să ne facă să iubim și să respectăm mai mult dorința de a fi mai buni. Și o să vă explic despre ce e vorba la timpul potrivit. În al treilea rând, cina Domnului ar trebui să ne facă să iubim și să respectăm mai mult pe ceilalți creștini. Și în al patrulea rând, cina Domnului ar trebui să ne facă să-L iubim și să-L respectăm mai mult pe Cel care este Domnul și Mântuitorul nostru, adică pe Domnul Iisus Hristos. Sunt patru lucruri pe care aș vrea să le aveți în atenția voastră acum când parcurgem citirea textului din 1 Corinteni, capitolul 11. Haideți să începem cu versetul 17. Apostolul Pavel începe și se adresează bisericii din Corint și le spune așa: vă dau aceste... Spuneți voi ce? Mai zic o dată. Vă dau aceste învățături. Nu prea ne place neapărat în mod special învățătura. Acum, de ce? Pentru că învățătura întotdeauna presupune efort. Și nu prea ne place să depunem efort, ne gândim așa, mă, și duminica trebuie să depun vreun efort. Vă dau aceste învățături, dar, spune Apostolul Pavel bisericii din Corint, nu vă laud. Pentru că vă adunați la oaltă, nu să vă faceți mai buni, ci să vă faceți mai răi. E foarte interesant, comunitatea poate ajuta... Ne poate ajuta să ne facem mai buni și în același timp ne poate ajuta să ne facem mai răi. Ați văzut oameni care, stând într-un anturaj bun, se transformă. Îi pui lângă niște oameni credincioși și au influența oamenilor credincioși și vezi că și ei se transformă. Dar în același timp, tot Biblia ne avertizează: tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Vezi un om cu care altfel poate îi putea vorbi, îi putea discuta, îi putea înțelege, dar când e înconjurat de niște oameni răi, devine și el la fel. De asta e foarte importantă comunitatea din care facem parte. Omul e incurabil social. Omul e o ființă socială. Oricât de mult ar încerca cineva să spună că poate să trăiască în singurătate absolută, noi suntem creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și noi credem că Dumnezeu e format din câte persoane? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vreau să spun ceva. Dumnezeu n-a fost niciodată singur. Când nu exista nimic, da? Când nu existau îngeri, când nu exista universul acesta material, când exista doar Dumnezeu.
Dumnezeu n-a fost niciodată singur. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este triunic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și pentru că noi am fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, există în noi dorința asta după comunitate. E adevărat că în lumea în care noi trăim, comunitatea lui Dumnezeu sau adunarea lui Dumnezeu sau poporul lui Dumnezeu e înlocuit cu altceva. Și unii, în loc să vină la biserică, se duc în altă parte. Dar dorința de a împărtăși cu cineva, de a fi în comuniune cu cineva, rămâne întotdeauna adânc înrădăcinată în ființa umană. De asta e foarte important să aparținem bisericii. Așadar, zice Apostolul Pavel apoi în versetul 18, mai întâi de toate, de ce nu vă laud? Aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și o propoziție aici, o să vă explic la timpul oportun și în parte o cred. Îmi place că Apostolul Pavel e foarte realist. Nu crede tot ce aude. Cum uneori, cei care stau toată ziua pe net, cred tot ce citesc acolo. Și în parte o cred. Apoi zice, versetul 19 zice ceva care pare ciudat. Știu că unii sunt împotriva partidelor, în general. Astăzi va trebui să mergeți să votați un partid. Zice că și trebuie să fie și partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Știu că noi am vrea ca toți să gândească la fel și când spunem toți să gândească la fel, asta înseamnă că toți ar trebui să gândească ca noi. Pentru că etalonul normalității și adevărului, avem senzația întotdeauna că suntem noi. Cum gândesc eu, așa e bine, ca să zic în limba bihoreană. Și dacă unul nu gândește cum gândesc eu, aia nu-i bine. Și tot mai mult, și frații mei, plănuiam să vă vorbesc despre asta puțin mai la mijlocul predicii. Aș vrea să vă spun ceva, am un îndemn pentru voi. Nu lăsați ca alegerile să vă dezbine. E trist pentru mine să văd online oameni care proclamă cuvântul lui Dumnezeu și care în același timp fac propagandă, fie pentru stânga, fie pentru dreapta, și ne spun că dacă votăm cu cineva, ne-am pierdut mântuirea, ne-am pierdut ungerea, ne-am pierdut nu știu ce. Nu lăsați ca alegerile să vă dezbine. N-am mai avut acest spirit de dezbinare în națiunea noastră din anii 90, când am auzit că au fost familii care s-au dezbinat pentru că unii votau cu Ilescu și alții votau cu Ioan Rațiu. Aș vrea să vă spun ceva, alegerile vor trece. Dar ceea ce ne unește pe noi mai important decât ceea ce ne desparte. S-ar putea ca unii dintre voi să, știu eu, să aveți o gândire politică social-democrată, alții să aveți o gândire politică de dreapta sau, știu eu, de stânga. Eu cred că un om credincios întotdeauna e ponderat, e echilibrat, niciodată nu e omul extremelor. Și vă avertizez în privința aceasta. Nu fiți oamenii extremelor. Noi mergem pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Nu suntem nici într-o extremă, nici în cealaltă. Dar nu lăsați ca alegerile acestea să vă dezbine. De cei din familia voastră? Ați observat că tactica rămâne aceeași. E o dezbinare între generații, între cei tineri și între cei în vârstă. Biserica nu e formată doar din oameni tineri. O națiune nu e formată doar din oameni tineri sau doar din oameni în vârstă. Și nu uitați că ceea ce ne unește pe noi e mai important decât orice ne-ar despărți. Și noi astăzi suntem aici, nu datorită unui partid, ci noi suntem astăzi aici datorită unui singur om, care în același timp a fost și Dumnezeu. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ceea ce ne unește e mai important decât ceea ce ar putea să ne despartă. Da, Dumnezeu a îngăduit să fie și partide între noi. De ce? Pentru că noi nu deținem adevărul absolut. Adevărul absolut a fost unul singur și acela Iisus Hristos. Dacă ar fi să votăm cu adevărul absolut, am procedat exact ca fratele Pavelea de aici, din județul Bihor, care în urmă cu ani de zile, când îl întreba cineva dacă se duce la alegeri, zicea că se duce la alegeri și când îl întreba cineva cu cine votat, întotdeauna zicea că vota cu Iisus. Că el mergea cu pixul la alegeri și trăgea peste toți candidații, scria Iisus și punea ștampila. Și după aia mai și cânta cântarea, te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu. Eu nu vă îndemn să faceți așa, că v-ați anulat votul și mergeți degeaba.
Dar vă îndemn în această zi să vă aduceți aminte că există un singur adevăr absolut. Și acest adevăr absolut nu e întrupat într-un candidat, acest adevăr absolut nu e întrupat într-un partid, acest adevăr absolut a fost întrupat în persoana binecuvântată a celui care a murit și a înviat și este viu în vecii vecilor și care este Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Noi care suntem limitați, între noi, zice Apostolul Pavel, e bine să existe partide, pentru ca până la urmă să iasă la suprafață adevărul în diverse lucruri. Chiar și în biserică, câteodată există opinii diferite și unii se panichează la chestia asta. Bă, dar uite, în departamentul nu știu care, unii cred una, alții cred alta. Foarte bine! Până la urmă, adevărul iese la suprafață. Până la urmă, lucrul ăla bun, care ne ajută să progresăm și ca biserică, iese la suprafață. Nu-i bine ca noi oamenii care suntem limitați să gândim în toate la fel. Mergem mai departe. Versetul 20. Când vă adunați dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Acum, la ce se referă Apostolul Pavel aici? Sigur că nu se referă tehnic la a mânca. Adică nu le spune, când vă adunați dar în același loc, e imposibil să luați cina Domnului din punct de vedere fizic. În niciun caz nu se referă la asta. Nu că n-ar fi avut posibilitatea tehnică de a participa la cina Domnului. Zice, când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Știți ce spune Pavel aici? Ceea ce faceți voi acolo nu-i cina Domnului. De ce? Și aici un avertisment extraordinar de important. În vremurile acestea în care se promovează tot mai mult desacralizarea, aveți grijă. Cum vă raportați la cina Domnului? Pentru că s-ar putea ca ceea ce voi faceți acolo să fie doar un ritual frumos, dar să nu fie împărtășirea cu Hristos. Ceea ce faceți voi acolo să fie, nu știu, un obicei frumos, dar să nu fie cu adevărat ceea ce așteaptă Dumnezeu de la voi. De aceea, Apostolul Pavel le spune celor din Corint, ce faceți voi acolo, puteți să numiți voi cum vreți. Aveți roduvițe, aveau roduvițe, aveau încă prea mult. După cum vom observa. Aveau pâinea care simboliza trupul frânt al Domnului. Da, aveau pâinea care simbolizează trupul frânt al Domnului Iisus. Și totuși Apostolul Pavel le spune, ceea ce faceți voi acolo nu este cina Domnului. De ce? Pentru că nu vă împărtășiți așa cum ar trebui să faceți. Dar nu făceau rugăciunea, ba făceau rugăciunea. Nu respectau fiecare pas al ritualului. Probabil că respectau fiecare pas al ritualului, dar nu asta e problema. Și Apostolul Pavel continuă și le spune, ce faceți voi acolo nu este cina Domnului, este cu neputință ca în felul în care voi vă întâlniți, Dumnezeu să considere masa voastră, cina voastră, cu adevărat o cina Domnului. Ea este o cină, dar nu e a Domnului. Este un ritual, dar nu e un ritual așa cum își dorește Dumnezeu. Și acum ne explică, zice în versetul 21. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ăsta e un verset pe care l-am evitat, de obicei. Nu-l citeam de obicei. Despre ce-i vorba aici? De fapt, biserica primară obișnuia ca odată cu cina Domnului să mai existe, să coexiste o altă cină, o agapă, o masă de dragoste. De fiecare dată când am vorbit despre asta, am spus că această masă de dragoste s-a transformat în Corint într-o dragoste de mese. De ce? Pentru că fiecare își aducea mâncarea lui de acasă. Și zice, fiecare atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el. Dar fiecare își pregătea o anumită porție de mâncare. Și spune Biblia, unii având mâncare mai multă, mâncau și se săturau, iar alții având mai puțină, flămânzeau. Ba unii au ajuns să vină cu vin la biserică, să bea și să se îmbete. Despre asta e vorba. De asta Apostolul Pavel îi spune, când Dumnezeu se uită la ceea ce voi numiți acolo cina Domnului, el nu poate considera
că asta este cina Domnului. E cu neputință să vă împărtășiți în felul acesta. Și versetul 22. Ce? N-aveți case ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. E șocant ce ne dezvăluie Biblia aici cu privire la felul în care se desfășura cina în biserica din Corint. Pune-te, rog, următorul verset. Că ce-am primit de la Domnul, v-am învățat. Și noi de aici citeam, întotdeauna. Că ce-am primit de la Domnul, am păstrat pentru mine. Nu, v-am învățat. Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. A luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Acesta este trupul meu. Cât de greu a fost pentru Domnul Iisus să explice de fapt ce este cina Domnului, chiar ucenicilor lui, celor 70, dacă vă aduceți aminte, la un moment dat când le explică, spune Biblia că n-au putut suporta și cei mai mulți dintre ei au plecat. Unii au zis, asta e prea de tot. Pentru că Domnul când le vorbește despre cina Domnului, le zice: dacă cineva va mânca, va avea viață. Dacă cineva nu mănâncă, n-are viață. Și vorbind despre asta, spune Biblia că mulți dintre cei care ascultau au spus, asta e prea de tot. Au rămas doar o mână de oameni. Îmi imaginez întotdeauna în calitatea mea de predicator, căruia îi place să capteze atenția celor care ascultă. M-am gândit cum ar fi ca în timp ce eu predic să ieși pe rând. Nu vreau să experimentez neapărat treaba asta. Să văd că unul își ia haina, își ia Biblia, știu eu ce mai are de luat. Mai văd câteodată, există o categorie, nu vă supărați, întotdeauna la fără 10, fără 20... Oameni care nu vor să deranjeze, dar dau mâna cu toți, din stânga, din dreapta, își ia geanta, își ia haina, pace, pace, pace. Să uită și la predicator, odată unul mi-a făcut și mie, pace, pace, zic. M-am gândit de multe ori să iasă, pas cu pas. Cei mai mulți ies, rămân doar apostolii, cei 12. Și Domnul se uită la cei care au rămas. Și le zice exact opusul la ceea ce m-aș fi gândit eu să le spun. Știi ce le spune? Ce le zice? Vă rog, rămâneți voi, că fără voi nu mai am la cine predica. Nu. Domnul le spune celor rămași: dar vouă nu vă pleacă autobuzul. Nu le zice așa. Dar cum le zice? Dar voi nu vă duceți. E exact opusul la ceea ce noi ne-am gândit să facem. Eu probabil că le-aș fi spus, dar vă rog frumos, măcar voi să rămâneți. Și unul dintre ucenici răspunde: Doamne, unde să ne ducem când la Tine sunt cuvintele vieții? Dar nu orice fel de viață, când la Tine sunt cuvintele vieții veșnice. Pentru că cuvintele lui Dumnezeu au de-a face în primul rând cu viața veșnică, nu cum ne imaginăm noi cu viața asta de aici, de pe pământ. Cuvintele lui Dumnezeu vizează în primul rând moștenirea vieții veșnice. Și aș vrea să continuăm citirea textului. Continuă Apostolul Pavel și zice: că ce-am primit de la Domnul v-am povestit, v-am spus, v-am învățat. Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Observați, nu ne spune de câte ori ar trebui să participăm la cina Domnului. Dacă primii ucenici participau la cina Domnului la fiecare întâlnire și aveau euharistia sau împărtășania la fiecare întâlnire, noi, Biserica Lumina, ne împărtășim o dată în lună. Sunt biserici care se împărtășesc în fiecare duminică. Contează mai puțin de câte ori facem asta. Dar zice aici Apostolul Pavel: ori de câte ori vă împărtășiți, ori de câte ori participați la cina Domnului, ce faceți? Vestiți un adevăr. Care e adevărul acesta?
că avem viață în Iisus Hristos. Că trupul lui s-a frânt. De ce? Pentru ca noi să fim una. Că sângele lui a fost dat și aș vrea să reținem, noi nu propovăduim aici o religie sângeroasă. Știu că unii se potignesc în cuvinte, dar dacă ne uităm în Scripturi, vom vedea că sângele reprezintă viață. Da, în Vechiul Testament, în mod special, se vorbește despre asta. Sângele reprezintă viață. Când spunem la cina Domnului că sângele lui a fost dat pentru noi, de fapt ne referim la faptul că viața lui a fost dată în locul vieții noastre. Așa cum spunea unul dintre părinții bisericii, Iisus Hristos pe cruce a suferit chinurile iadului în locul nostru. Pentru că noi, din cauza păcatelor noastre, trebuia să ajungem în iad, în mod obligatoriu. Însă Hristos pe cruce a suportat toate chinurile iadului în locul nostru și prin credința în El, viața Lui a fost dată în locul vieții noastre și noi suntem socotiți neprihăniți prin credința în El. Slăvit să fie numele Lui! Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, propovăduiți, vestiți, proclamați moartea Domnului până când va veni El. Ce anume proclamăm? Proclamăm faptul că El a murit pentru ca noi să avem viață. Propovăduim ce? Moartea Domnului. Dar n-ar trebui să o facem cu un aer trist. Ci ar trebui să o facem cu bucuria faptului că știm că n-avem nicio șansă la viață veșnică decât prin faptul că El a venit să moară pentru păcatele noastre. Pentru că ori de câte ori mâncați, ori de câte ori beți, proclamați, Iisus Hristos a murit pentru ca eu să am viață. Și nu orice fel de viață, ci viață din belșug. De aceea, versetul 27 e un avertisment. Oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și de sângele Domnului. De aceea, versetul 28 e un îndemn. Fiecare să se cerceteze și a cuvântul lui Dumnezeu, apostolul Pavel, vorbind bisericii din Corint, pune accentul pe responsabilitatea fiecărui credincios. Fiecare să se cerceteze. Există biserici în care comitetul cercetează. Există un comando de frați care cercetează. Care stau și se uită și spun, ăsta e vrednic, ăsta nu e vrednic. Noi nu avem așa ceva. Știu că sunt oameni care se potihnesc în treaba asta. Dar aș vrea să vă spun ceva. Responsabilitatea este a ta. Cuvântul lui Dumnezeu nu spune păstorul să cerceteze, bordul bisericii să cerceteze, comitetul să cerceteze. Nu. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Da, pentru că atunci când mâncăm și când bem, când participăm așadar la cina Domnului, nu e o simplă cină. Ci noi spunem un lucru. Iisus Hristos a murit pentru ca noi să avem viață. Și prin moartea Lui, noi avem viață. Slăvit să fie numele Domnului pentru asta. Apoi, versetul 29. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. La ce se referă aici apostolul Pavel? Doar citind următorul verset o să pricepe mai bine. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin, și nu puțin, și nu puțin... Ce? Dorm? La noi nu doarme nimeni. Așa cum am explicat și altă dată, somnul la care se referă Biblia aici nu-i somnul ăsta dulce câteodată și în adunare. Ci este somnul morții. Se referă la faptul că în biserica din Corint erau mulți oameni neputincioși, bolnavi și oameni care mureau. Și în acest context, panicați, îi scriu apostolului Pavel o scrisoare și îl întreabă, Pavele, ce să facem? În biserică la noi sunt bolnavi, neputincioși și oameni care mor. O formă de epidemie, nu știu ce se întâmplă acolo. Și apostolul Pavel zice, nu mă mir de asta.
Fiecare dintre voi să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea asta și să bea din paharul acesta, că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. El răspunde îngrijorării din biserica din Corint în legătură cu faptul că acolo se întâmplau lucruri ciudate. Oameni care se îmbolnăvesc subit, oameni care mor neașteptat. Și Pavel spune, nu mă mir de treaba asta. De ce? Pentru că vă mâncați și beți o sânda voastră când participați la cina Domnului. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă următorul lucru. Când voi veniți la cina Domnului, spune Pavel, dacă vă uitați nu doar în capitolul 11, ci chiar și în capitolul anterior, voi declarați, și ați văzut că noi luăm o bucățică de pâine și o mâncăm împreună. Vreau să vă spun ceva, momentul ăla e foarte important. De ce? Pentru că în momentul în care mâncăm împreună, noi declarăm că formăm un singur trup. Așa cum trupul lui Iisus Hristos a fost unul singur și s-a frânt pentru noi toți, în același fel, în momentul în care luăm o bucățică, tu te uiți la bucățica aceea și în mod spiritual declar, eu sunt această bucățică într-un fel, o bucățică din trupul lui Iisus Hristos. Pe de o parte, eu spun, sunt o bucățică din trupul lui Iisus Hristos. Fac parte dintr-un trup mai mare, care este biserica lui. Pe de altă parte, cei din Corint participau la agapa aia lor, la masa aia de dragoste, la dragostea aia de mese, la care fiecare venea cu mâncarea lui de acasă, cei bogați cu mâncare mai de calitate și mai multă, cei săraci, de cele mai multe ori flămânzind. Și cei bogați se uitau cu dispreț la cei săraci se uitau cu invidie la cei bogați și în felul acesta ei își mâncau și își beau o sânda lor. De ce? Pentru că pe de o parte, la cina Domnului spuneau, noi suntem una în Iisus Hristos. Cum și cântăm? Noi suntem una, ne iubim. Mă iubești, frate, te iubesc. Și după aia te vorbesc de rău. Pe de altă parte, la masa de dragoste, declarau exact opusul. Și Pavel le spune, interesant, voi aveți o masă care este împărtășirea cu Hristos, care este euharistia, este comuniunea, e cina Domnului. Pe de altă parte, aveți masa voastră unde vă aduceți mâncarea voastră și la cele două mese faceți două declarații diferite. La cina Domnului declarați, noi suntem una în Iisus Hristos, indiferent că suntem săraci sau bogați, că suntem importanți sau mai puțin importanți din punct de vedere social, indiferent de naționalitatea noastră în Hristos, nu mai există niciun fel de barieră, suntem una în Iisus Hristos. Pe de altă parte, veniți la masa voastră, la agapa voastră și nu mai sunteți una. Ăla bogat, dintr-o dată devine egoist. Ăla sărac, dintr-o dată devine invidios. Și zice, voi de fapt nu vă dați seama, voi vă mâncați și vă beți o sânda voastră. Pentru că faceți două declarații care se bat cap în cap. E ca atunci când vii la biserică și spui, Dumnezeul meu e mare, e puternic, Dumnezeul meu e sfânt și când am ieșit din locul acesta, încalc tot ce am cântat. Sau nici măcar nu ies din locul acesta și am și încălcat tot ce am cântat sau am proclamat. În sensul acesta, spune Apostolul Pavel, din cauza asta, că practic voi mințiți participând la cina Domnului, din cauza asta Dumnezeu a îngăduit ca între voi să fie mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin să moară din punct de vedere fizic. Dar versetul 31 zice așa. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi cum judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Ce vrea să spun Apostolul Pavel aici e ceva care aduce speranță. Adică, dacă ai în familia ta, zice Pavel, celor din Corint, pe cineva care s-a îmbolnăvit de curând, din cauza felului nevrednic în care a participat la cina Domnului, sau dacă cunoști pe cineva, sau ai pe cineva apropiat, și ești neliniștit în privința asta, câteodată, pentru că nu suntem în stare să ne judecăm noi singuri, atunci ne judecă Dumnezeu. Dar speranța e în versetul următor, în versetul 32. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea.
A zice, mai bine să ne pedepsească Dumnezeu aici decât să ne osândească odată cu lumea. Adică ce spune Apostolul Pavel aici e următorul lucru. Dacă ați greșit prin felul nevrednic în care v-ați apropiat de cina Domnului, totuși bucurați-vă că Dumnezeu a îngăduit să treceți prin diferite boli și probleme și necazuri și lipsuri, pentru ca să nu fiți osândiți odată cu lumea. Care e osândea care vine peste lume? La iad se referă aici. Adică, mai pe românești, Apostolul Pavel zice, Dumnezeu a îngăduit toate lucrurile prin care voi ați trecut, cei din Corint, pentru ca să n-ajungeți în iad. Nu uitați, Hristos a murit, trupul lui s-a dat, sângele lui s-a vărsat, viața lui a fost dată și el a suportat chinurile iadului pentru ca noi să nu ajungem acolo. Dar fiți atenți, când Dumnezeu o găduie în viața asta, la un moment dat, să treceți prin anumite lucruri, câteodată Dumnezeu vă pedepsește aici ca să nu fiți osândiți odată cu lumea și ăsta ar trebui să fie un motiv nu de întristare, ci mai degrabă de bucurie. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Aici se referă la aia care se grăbeau să mănânce. În sensul în care v-am spus, dar vă dați seama, aia care veneau cu mâncare multă, normal că se grăbeau să mănânce, că stătea săracul dincolo la masă și se uita. Și ăsta venea cu cine știe câte feluri de mâncare și săracul stătea pe partea aia la altă și fiecare se grăbea. Ăla sărac se grăbea să mănânce, să nu vadă ceilalți că, bă, nu știu dacă vă aduceți aminte, eu am o amintire în legătură cu asta, când mergeam la școală și venea câte un coleg care era stătea mai bine și venea cu... Mă uit la fața unora și am văzut pe unii dând în cap așa, cu mâncare mai bună și tu aveai pita unsă cu un soare sau numai cu cuțitul și te uitai, mâncai o gură și te uitai la mâncarea lui. Mai mâncai o gură, iar... Cam asta se întâmpla în Corint. Ăștia care aveau mâncare mai puțină se uitau cu invidie la cei care aveau mai multă și se gândeau, mă, ce afacere a făcut ăsta cu statul? Mă. Sau ce afacere a făcut ăsta de îi merge așa de bine? Ăla care avea mai mult se uita la cel care avea mai puțin cu dispreț și zicea, câți ani are ăsta? 40 de ani și așa de prostă din punct de vedere financiar. Nu a fost în stare să facă ceva mai mult pentru familia lui. Adică, zice Apostolul Pavel, voi vă disprețuiți unii pe alții, vă invidiați unii pe alții și după aia veniți și spuneți, suntem una în Hristos. Nu vă mirați că Domnul, uitându-se la ce faceți voi acolo, zice, e cu neputință ca așa ceva să fie cina Domnului. E cu neputință ca lucrul ăsta să fie plăcut lui Dumnezeu. Și nu vă mirați că Dumnezeu a îngăduit și îmbolnăviri neașteptate în mijlocul vostru și chiar unii s-a întâmplat să moară, dar bucurați-vă totuși că Dumnezeu vă pedepsește acum ca să nu fiți osândiți odată cu lumea. Dacă este foame cuiva, la asta nu ziceți amin acum, da, dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă, ci spre viață. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni, zice Apostolul Pavel. Acum, la finalul mesajului, vă spun doar partea aplicativă pe care am anunțat-o înainte. Unde ești, pianistul? Nu știu unde e. Darius. Vino și ajută-mă. Vă prezint partea aplicativă a textului. V-am explicat textul, cred că de fiecare dată când îl veți citi, o să vă dumiriți, o să-l pricepeți foarte clar. Dar am zis că cina Domnului ar trebui să ne facă să știm, să ne respectăm, să respectăm și să iubim mai mult patru lucruri. Vă aduceți aminte care sunt cele patru lucruri? Ce? Învățătura cui? Învățătura Domnului. Versetul 17, vă dau aceste învățături, iar cuvântul învățătură se repetă și în versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am, mai zic o dată, ce v-am învățat. Aș vrea să vă spun ceva, dragii mei. Învățătura pe care o ai de la Domnul se transmite și altora. Ce primești de la Domnul trebuie transmis și altora. V-am dat definiția învățăturii. A învăța înseamnă a transmite cuiva cunoștințe, deprinderi dintr-un domeniu oarecare. A dobândi cunoștințe prin studiu, a ajunge prin muncă sistematică să cunoști.
Noi am vrea să cunoaștem doar prin revelație, nu prin muncă sistematică. Există mai multe forme de cunoaștere. Cea mai bună formă de cunoaștere e cea care vine prin revelație. Dar revelația cea mai clară pentru noi e aceasta, e cuvântul lui Dumnezeu. Știu că unora li se pare greu să muncească sistematic pentru ca să cunoască voia lui Dumnezeu. Dar ca să cunoști voia lui Dumnezeu, nu-i suficient doar să închizi ochii, să spui, Doamne, acum arată-mi care e voia Ta. Să cunoști voia lui Dumnezeu nu înseamnă să folosești Biblia ca pe o formă de ghicire. Tu nu citești în mod sistematic cuvântul lui Dumnezeu, dacă ești în ceață, nu știi ce de făcut, deschizi Biblia și unde să nimerești, aia o fi voia lui Dumnezeu. Oare? Să cunoști voia lui Dumnezeu conform Scripturilor înseamnă să investești într-o cunoaștere sistematică pentru ca mai apoi să-ți dezvolți ceea ce, din păcate, avem tot mai puțin, și anume discernământul. Ce înseamnă discernământul? Capacitatea de a deosebi între bine și rău. Prorocul Osea, unul dintre cei mai interesanți și ciudați proroci din Vechiul Testament, strigă în capitolul 4 cu versetul 1. Ascultați cuvântul Domnului, copiii ai lui Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Și poporul meu, zice în versetul 6, piere din lipsă de cunoștință. Aș vrea să vă spun ceva în legătură și cu poporul nostru, în legătură și cu biserica de astăzi. Poporul piere nu din lipsă de închinare. Și când spun închinare, nu mă refer la atitudinea sufletească a noastră înaintea lui Dumnezeu. Rectific. Poporul nu piere din lipsă de muzică. Poporul nu piere din lipsă de organizare. Poporul nu piere decât din lipsă de cunoștință. Dacă biserica de astăzi nu e așa cum ar trebui să fie, e acest motiv. Lipsa unei cunoștințe autentice care să dezvolte discernământul nostru cu Dumnezeu. Noi am vrea să cunoaștem, știți, diavolul întotdeauna a promovat ideea că se poate cunoaște instant. Vă aduceți aminte de primii oameni? V-ați gândit vreodată de ce Dumnezeu interzice pomul cunoștinței binelui și răului? V-ați gândit? Bă, dar de ce? Haideți să vă spun de ce. Pentru că întotdeauna a existat ispita aceasta că discernământul se obține așa. Am închis ochii, am primit o revelație, nu. Aș vrea să vă spun ceva. Discernământul se formează în timp. Adevărata cunoaștere nu-i una instantă, ci una sistematică. Dar știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă muncă. Asta înseamnă relație cu Hristos în fiecare zi. Asta înseamnă părtășie cu Dumnezeu în fiecare zi. Asta înseamnă apropiere de Dumnezeu în fiecare zi. Primul om, Adam, umbla în fiecare dimineață, vă aduceți aminte, într-o strânsă părtășie cu Dumnezeu. Dar vine diavolul și zice, vrei să știi diferența dintre bine și rău? Mănânci din fructul pomului acesta și-a rezolvat problema. Nu mai trebuie să umbli cu Dumnezeu în fiecare dimineață. Asta e iluzia după care alergăm și noi pocăiții penticostali câteodată. Credem că putem ajunge la iluminare instant. Da, Dumnezeu când ne întoarcem la El se atinge de mintea noastră, ne luminează mintea și în felul ăsta cunoaștem că suntem păcătoși și că avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu și conștientizăm că avem nevoie de pocăință. Dar ascultați-mă, când e vorba de discernământ, acesta se formează în timp. Dacă Adam umbla în fiecare dimineață, în răcoarea dimineții cu Dumnezeu și Dumnezeu îi împărtășea lucruri extraordinare despre care nu știm, diavolul vine și spune, vrei să știi? Mănânci. Și exact asta se întâmplă la fel. Vrei să știi? Deschide Biblia. Nu, eu vreau să spun ceva. Vrei să știi? Citește Biblia în fiecare zi. Studiază, mănâncă cuvântul lui Dumnezeu. Omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Poporul de astăzi, dragii mei, moare din lipsă de cunoștință. Nu ne mai interesează treaba asta cu cunoștința. Când e vorba de studiul Bibliei, poporul moare din lipsă de cunoștință. Bisericile se golesc exact din acest motiv. Pentru că predicile trebuie să fie tot mai scurte, trebuie să fie tot mai superficiale, tot cu mai multe întâmplări care să ne distreze cât mai mult. Și cuvântul lui Dumnezeu rămâne valabil
De câteva mii de ani, cuvântul lui Dumnezeu încă din vremea lui Osea răsună: poporul moare din lipsă de cunoștință. Oamenii mor din punct de vedere spiritual pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu destul de mult, și cunoașterea adevărată înseamnă o cunoaștere sistematică, temeinică. Pentru ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să lupți. În Faptele Apostolilor, în capitolul 17, cu versetul 11, Biblia vorbește despre niște creștini din localitatea Berea. Vedeți cum puneți accentul? Nu Berea, ci Berea. Iudeii aceștia, mă rog, spune Biblia că aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare duminică. Așa zice la voi. În fiecare zi de sabat. Așa zice la voi. Nu, în fiecare, citiți voi. În fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spune este așa. Ce făceau? Cercetau cuvântul în mod sistematic, în fiecare zi. Dacă tu nu cercetezi cuvântul în fiecare zi, dacă tu nu te rogi în fiecare zi, dacă nu încerci să-L cunoști pe Dumnezeu în mod real în fiecare zi, nu te aștepta că atunci când ai de ales, cum ar fi, de exemplu, astăzi, la alegeri, sau cum ar fi în alte situații, în alte circunstanțe din viața ta, nu știi ce să alegi și ești în ceață și zici: bă, unde s-a deschide? Oi vedea. Nu. Poporul moare din lipsă de cunoștință. De ce? Pentru că suntem obișnuiți să nu luptăm. Vrem mai degrabă să lupte alții pentru noi. Frate Adi, ce să fac? Frate proroc, pun mâna pe telefon. Cum ar fi mai bine? Domnul vrea ca tu să ai discernământ. Cina Domnului ar trebui să ne facă să iubim și să respectăm mai mult dorința de a fi mai buni. Vă dau aceste învățături și nu vă laud, pentru că atunci când vă adunați la oaltă, în loc să vă faceți mai buni, vă faceți mai răi. Și o spun cu toată durerea, frați și surori. Și când venim la biserică câteodată, venirea noastră aici ar trebui întotdeauna să ne facă mai buni, dar câteodată, e exact opusul. Când vii la biserică să judești, când vii la biserică să analizezi, când vii la biserică să te uiți la ăla din stânga și din dreapta, când vii la biserică să pui ștampila în dreptul unuia: ăsta e mântuit, ăsta nu e mântuit. Când vii la biserică doar ca să alimentezi un ego supradimensionat, o mândrie spirituală, când vii la biserică doar ca să vadă vecinul tău că tu ești mai bun, când vii la biserică numai ca să-ți faci norma, când vii la biserică doar ca să ai ce invidia sau doar ca să ai ce disprețui, când vii la biserică doar dintr-o inerție culturală, în loc să te faci mai bun, te faci mai rău. Și se întâmplă câteodată, și o spun cu mare părere de rău, că vezi în viața unor oameni care vin la biserică și zici: bă, de aici îi aud pe unii zicând așa: mă, câteodată e mai bine să ai de-a face cu oameni care nu sunt în biserică. Știți ceva? Eu întotdeauna am spus, e mai bine să ai de-a face cu oameni care sunt pocăiți. Nu neapărat că vin la biserică, da? Venitul la biserică face parte din disciplina spirituală a unui om pocăit. Dar nu toți oamenii care vin la biserică sunt pocăiți. Pentru că venitul la biserică ar trebui să ne facă mai buni în relația noastră cu Dumnezeu. De asta venim aici, și cina Domnului ar trebui să ne facă să iubim și să respectăm dorința asta de a fi mai buni. Dar noi oamenii suntem incapabili să fim mai buni în relația cu Dumnezeu. De aceea a murit Iisus Hristos. Zice în 1 Corinteni capitolul 10 cu versetul 16: paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Versetul 21: nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte și la masa Domnului și la masa dracilor. Și versetul 22: sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Și la ce se referă aici, mai concret, în Corint era o grămadă de temple închinate diferitelor zeități. Și apostolul Pavel zice: în spatele acestor zeități există demoni, există duhuri. Aveți grijă cu cine vă împărtășiți. Pentru că atunci când vii la cina Domnului există, și foarte interesant ce spune apostolul Pavel, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm este împărtășirea cu sângele Domnului. Ce înseamnă sângele? Vă aduceți aminte? Înseamnă viața Domnului. Vă amintiți ce spune Domnul în altă parte? Cine nu mănâncă și nu bea, n-are viață. Adică atunci când vii la cina Domnului, e ceva special în asta. Tu împărtășești din viața lui Hristos.
Viață pe care o primești de la Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos atunci când te naști din nou. Dar fii atent cu cine intri în comuniune. Pentru că Dumnezeul tău e un Dumnezeu gelos. Mai bun în relație cu ceilalți. Și nu mai citesc o dată pentru că asta m-a explicat. Ar trebui să fim noi, în calitatea noastră de creștini, să învățăm să iubim și să respectăm mai mult pe ceilalți. Când Pavel zice, aud că între voi sunt dezbinări și în parte o cred, eu am identificat în text și o să aveți acolo trei dușmane unității noastre. Le-am prezentat numele până aici, dar unul nu l-am prezentat. Am zis despre mândrie, am zis despre invidie, dar n-am zis despre ceva care se... E la modă câteodată rândul predicatorilor pocăiți. Exagerarea stării negative. Zice Pavel, am aflat de la cine? De la Ecloiei, zice în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 11, că între voi sunt dezbinări. Și aici, în capitolul 11, zice și în parte o cred. De ce? Pentru că cei ai Ecloiei erau o parte din adunare. Și ei aveau tabăra lor. Și Pavel zice, am auzit de la unii că între voi sunt dezbinări. Dar e o exagerare ce am auzit. E bine să existe și partide ca până la urmă să iasă la suprafață adevărul. Am văzut că e la modă că dacă un predicator vine și spune și exagerează starea negativă a bisericii de astăzi, se pare mai spiritual. Dacă eu aș veni și aș spune, o, biserica de astăzi n-are nicio șansă, toți suntem niște păcătoși, și am pune din treaba asta un reel spăneț să vedeți ce merge treaba. Când vedem câte un predicator care vine să ne spună cât de păcătoși sunt oamenii, cât de nenorociți sunt astăzi cei care vin la biserică, cât de păcătoasă, da, e adevărat, noi știm că suntem păcătoși, știu că societatea e una păcătoasă, știu că lumea de astăzi este, dar să știți că și lumea de atunci a fost la fel. Dacă citiți cartea 1 Corinteni, vă convingeți din plin în privința asta. E la modă să exagerăm starea negativă și această exagerare a stării negative duce de obicei la dezbinare. Da, și mândria ne dezbină, și invidia ne dezbină, dar și exagerarea stării negative. Când te uiți la o lucrare, zici, a, nu merge nimica bine. Și în general, când ai tendința de a exagera lucrurile în ce privește partea asta negativă, treaba asta duce la ruperea relațiilor. Și acum, înainte să ne apropiem de cina Domnului, am zis că cina Domnului ar trebui să ne învețe să iubim și să respectăm mai mult învățătura Domnului. Vă mai aduceți aminte ce am spus după aceea? Hai să văd. Până nu ziceți voi, nu trec mai departe. Hai să... Cine salvează turma? Pune-le la oameni. Eu ziceți voi, eu nu vă zic. Ziceți mai tare, că n-auzi. Dorința de a fi mai buni în relație cu Dumnezeu și în relație cu ceilalți. 3. Pe ceilalți creștini, fără să exagerăm lucrurile negative, fără să ne mândrim și fără să invidiem. Și al patrulea lucru. Cina Domnului ar trebui să ne facă să iubim și să respectăm mai mult ce? Persoana Domnului Iisus Hristos. Și dați-mi voie să vă citesc aici ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi ne apropiem de cina Domnului. Că și am primit de la Domnul, v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea care a fost vândut a luat o pâine. După ce a frânt-o, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Apoi a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea asta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Participarea la cina Domnului ar trebui să ne facă să-L iubim pe Domnul mai mult. Și venirea Lui mai mult. Nu știu câți dintre noi mai credem că Domnul vine. Sunt două extreme. Sunt cei care tot timpul stau cu privirea în sus, sunt extrema celor care stau tot timpul cu privirea în jos. Aș vrea să vă spun ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Maranata, Domnul vine.
Mai zic o dată, Maranata, Domnul vine. Mai zic o dată, Maranata, Domnul vine. Iar masa asta de aici, de pe pământ, e prefigurarea unei alte părtășii, unei alte mese, care ne așteaptă în veșnicie. Părtășia cu Hristos. Câți dintre noi ne mai dorim ca Domnul Iisus să vină? Să fim sinceri. Câți dintre noi din toată inima putem spune în această dimineață, Doamne, vino Doamne Iisuse. Nu spune Domnului, vino Doamne Iisuse, dar peste un an, peste doi, peste cinci, peste zece, nu. Și nu spun, vino Doamne Iisuse dintr-o frustrare că viața mea n-ar fi așa cum ar trebui să fie, nu. Ci spun, vino Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru viața pe care o trăiesc din plin, datorită ție, aici, acum. Nu sunt frustrat și nemulțumit și nu stau cu privirea în sus doar pentru că sunt frustrat și nemulțumit, ci dimpotrivă, îți mulțumesc pentru că am harul să trăiesc pentru gloria ta, să te slujesc plin de bucurie în fiecare zi, dar în același timp anticipând momentul părtășiei cu tine, stau astăzi la această masă pământească, privind înainte spre momentul în care voi deschide ochii și voi vedea chipul Domnului Iisus Hristos. Câți dintre noi putem spune cu toată sinceritatea, Doamne, mi-este dor să te întâlnesc? Fiecare participare la cina Domnului e un moment special de părtășie cu Hristos. E ceva special la cina Domnului. El a promis că e prezent aici, de fiecare dată când ne adunăm. Dar astăzi suntem într-o părtășie, într-o împărtășire cu Hristos. O împărtășire specială. Și aș vrea să-i spunem Domnului, Doamne, ne este dor de Tine. Ce momente extraordinare trăim câteodată în biserică, atunci când prin Duhul Sfânt se manifestă prezența lui Iisus Hristos și când plecăm acasă, plecăm plini de bucurie. De ce? Pentru că spunem, ne-am întâlnit cu Iisus, a fost ceva special. Dar gândiți-vă la momentul acela când vom deschide ochii și vom vedea chipul Domnului Iisus Hristos așa cum este. Astăzi cântăm despre El, astăzi vorbim despre El, astăzi cunoaștem în parte, dar vine vremea când îl vom vedea așa cum este. Și de câte ori stau la masa asta, îmi aduc aminte de Iisus Hristos și mă gândesc, vine ziua când îl voi vedea față în față. Asta mă face pe de o parte să fiu mulțumitor pentru viața mea de acum și pe de altă parte să spun din toată inima, Maranata, vino Doamne Iisuse Hristoase. Eu nu sunt pregătit pentru ziua aceea bazat pe faptele mele, că dacă ar fi vorba de faptele mele, n-ar fi trebuit să moară Iisus Hristos. Sunt pregătit pentru ziua aceea pentru că El a murit în locul meu. Sunt astăzi aici la cina Domnului și fac această declarație extraordinară. Aștept revenirea lui Hristos nu bazat pe ceea ce am fost, ci bazat pe ceea ce Hristos a făcut în viața mea. O, binecuvântat să fie El! Aș vrea în momentele care vor urma să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Grupul de închinare vine aici în față și cântăm și ne închinăm lui Dumnezeu. Și urmează să ne apropiem de cina Domnului. Cântarea care e rugăciunea noastră e cunoscută. Și aș vrea acolo unde sunteți. Astăzi e o zi de rugăciune pentru biserica noastră. O zi în care mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru țara aceasta. Dar aș vrea să mijlocim înaintea lui Dumnezeu și pentru noi, personal, fiecare, acolo unde sunteți. Aș vrea să nu vă uitați în stânga, în dreapta, pentru că s-ar putea ca ceea ce se întâmplă în stânga și în dreapta să vă distragă atenția. Am această pretenție de la voi. Acolo unde sunteți, să stați cu ochii închiși. Pentru ca nimic să nu vă distragă atenția. Vestim moartea Domnului până va veni El. Și Apostolul Pavel zice, ce am învățat, v-am spus și vouă. Dragă biserică, nu uita, ce ai învățat de la Hristos, spune și altora. Aș vrea ca Biserica Lumina să fie cu adevărat o biserică în care fiecare dintre noi să fim în stare să le spunem altora. Dacă Hristos ți-a făcut bine, spune și celor care te cunosc. Am pe cineva care este prietenul vieții mele. E mai mult decât un simplu prieten. E Domnul și Mântuitorul meu. El mi-a schimbat viața. Vino și tu. Împărtășește și altora despre Hristos. A vrea să nu uiți că anul care a trecut ne-am angajat să ne rugăm pentru 5 oameni. Nu știu câți dintre voi ați făcut-o. Astăzi e ultima cină din acest an. Suntem deja în luna decembrie. A trecut anul. Oare ai împărtășit despre ceea ce Iisus a făcut în viața ta cu alți oameni? Dacă nu, mai ai timp luna aceasta.
ceea ce am primit de la Domnul, v-am învățat. Vreau să te întreb, tu ai învățat ce ai primit de la Domnul? Sau ai păstrat pentru tine? Ce-a făcut Domnul în viața ta? Ai spus și altora? Dacă nu, pocăiește-te în această zi. Și luna care ți-a rămas, ai timp să vorbești altora despre bunătatea lui Dumnezeu din viața ta, să împărtășești și altora despre lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta și să le spui și altora, e cineva care poate să-ți ierte păcatele, e cineva care îți poate schimba viața și acesta este Iisus Hristos. Aș vrea să începem să ne închinăm lui Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, vin și îngenunchez înaintea ta. Fiecare să se cerceteze pe sine. Domnul, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. A luat o pâine și a frânt-o. În noaptea în care a fost vândut, nu s-a victimizat.